Bună, dragile mele! Astăzi aș vrea să vă prezint a doua parte a colecției de make-up și anume pudrele. Eu le țin în acest suport. Îmi place foarte mult cum arată, de aceea le și țin aici. Și voi începe aleatoriu. Nu încep nici cu preferințele sau cu cele mai bune. Pur și simplu am această pudră de la Ciano. Perfect Skin Crystal Magic Color Loose Powder. Este o pudră liberă, într-o nuanță destul de ok, se potrivește cu tenul meu și îmi place, e destul de ok. Aici am o pudră bronzantă de vară, cam așa arată, este puțin, poate mai închisă, de fapt nu, nu, cam așa arată și în realitate, poate puțin mai închisă. Nu, nu e chiar așa deschisă ca pe deget, mă rog. Ok. Da, aceasta nu v-am zis de unde e, acum mi-am dat seama. Este de la M&N, Minou, Generation 2, cred, Super Summer Cake se numește. Am și această pudră de la Miss Sporty, So Matte Perfect Stay. O secundă, cățelușa mea avea un bigudiu în guriță și l-am luat. În nuanța 001 Light, pentru că aceasta este nuanța pe care o folosesc eu. Ați văzut că la fonduri de ten folosesc Ivory, iar la pudră tot timpul nuanța 1 sau maxim 2, Light sau din nou Ivory, nu pot să o deschid cu o singură mână. Da, ba da, am reușit. Cam așa arată. Încerc să vă arăt așa. E ok, nu este o calitate super, super bună, dar acoperă și îmi lasă tenul mat, deci pot spune că e ok. În continuare, mai am și pe aceasta de la MAC. Are două pudre. Aceasta. Dacă am să pot să o deschid, vă și arăt. Este, se numește Preset Power Studio Fix. Ok. Haide. Am reușit. Deci, aici este nuanța 001. Și aici, din nou, cred că aceeași nuanță, dar aceasta are și particule luminoase, din câte se poate observa, un fel de sclipici fin. Se poate folosi și ca iluminator și îmi place foarte mult acest lucru. Și aici mai are un aplicator. Ultima parte are un aplicator. Nu l-am folosit încă, deoarece eu folosesc pensule. Ok, și aceasta este nuanța 01. Am Stay Matte-ul de la Rimmel London, la fel nuanța, aba nu, aceasta nu e nuanța 001, e nuanța 004, se cheamă Sandstrom. E închisă deloc pentru tenul meu, este chiar ok, mie îmi place, mi se potrivește. Ok. După aceea, ok, după aceea am pe aceasta de la Astor, Matitudine Power, Anti-Shine, Control, Super Matte. Finish, nuanța 001 Ivory, evident, cam așa arată și aceasta, e ok. Nu știu să vă spun exact o părere despre fiecare produs în parte, pentru că le-am folosit foarte puțin pe fiecare, doar cea de la Stay Matte am folosit-o cel mai mult, în rest, da, și aceasta, din câte vedeți, am și lipit-o cu scoci, pentru că îmi cădea aceasta, din câte puteți observa, am folosit-o mai multicel, dar are o peliculă aici, doar nu e veche, are maxim 3 luni, dar a făcut o peliculă. Bine, am să o scot eu cu alcool, știu cum se face, dar ok, nu pot să deschid. Avea și un burețel acolo în spate, mă rog, dar nu înțeleg de ce s-a făcut această peliculă. În fine, am oprit puțin ca să o pot deschide. Aici are o oglindă și avea un burețel, dar nu-l mai am, l-am pierdut sau e pe undeva prin casă, mă rog. Deci aceasta era de la Rimmel London, Lasting Finish, nuanța, nu o mai vedem, 25 de ore, văd că scrie aici, cred că e tot 001, din câte mă înșel, dacă nu mă înșel, din câte mi-amintesc, am vrut să spun, da, sunt și eu obosită, dar dacă nu filmam acum, mâine fiind la curs, nu mai aveam timp. Am și această pudră de la Deborah Milano 30, la Cipria, se numește, formula originală. Nuanța 30 și aceasta este deschisă și mi se potrivește. Cam așa arată și aceasta am fost odată maxim de două ori.
Nu știu dacă se poate observa, e folosită foarte puțin. Păstrez acestea pentru că dacă eu vreodată n-am să o mai folosesc sau îi se va potrivi mamei mele, îi voi da o ei și de aceea. Mă rog, în fine, ați înțeles voi. Ok, mai am și aceasta de la Outlet Girl. Am în nuanța 02 natural, cum se spune, mă rog. Mineral loose powder. E ok și aceasta e... Nu pot să deschis. Și aceasta e deschisă, adică e nuanța mea, mai bine spus. Nu știu cum să vă arăt. Mă rog, în fine, cred că se observă destul de bine. Pare puțin mai închisă la cameră, dar de fapt e o leacă mai deschisă. Ok. Mie îmi plac aceste pudre libere, cum s-ar spune. Aici aveam și o mostră de fond de ten, nu știu ce caută pe aici. Da, asta nu e o pudră, a fost un quad mono, să spunem, cu 4 culori. De fapt, nu, avea doar 3, pentru că aici era o pensuliță și îl păstrez pentru că îmi place foarte mult această nuanță. E mai sidefată decât se vede la cameră. Aceasta am terminat-o, era un fel de alb, să spunem, tot așa cu particule sclipitoare. Sclipicioase, se cheamă 02 Pink Sands. De fapt, nu era chiar un alb, era un roziu. Acum îmi amintesc mai bine. Ok, o mai am și pe aceasta de la Belle, 2 Skin Matte, nuanța, da, 04 Transparent, cred că. Le vedeți așa pentru că am și unele pudre care le-am din Italia. Da, cum a fost aceasta, nu știu asta ce caut aici, și murdară, mă rog. Și din câte vedeți am ajuns atăbiți, am folosit-o foarte mult anul trecut, în septembrie-octombrie 2017 o foloseam în Italia, de acolo am achiziționat-o. Art de la Utrecht, Skin and Matte, tot o pudră. Nu, asta nu cred că reușesc să o deschid. Ba, am reușit. Și aceasta, din câte puteți observa, este puțin lipită, pentru că eu când am ajuns din Italia mi s-au spart câteva dintre ele. Unele sau cum e aceea de la Skin chiar am folosit-o și aceasta am folosit-o pentru că se vede, nu e spartă, e folosită. Ok, și aceasta e bună, dar de acolo sunt achiziționate și de asta arată așa cu scoci, lipite, pentru că pe drum am avut accidente, cum e și aceasta. Pudrele sunt bune, dar ambalajul nu mai arată așa bine. Aceasta o am de la Ladies, din nou nu mai scrie pe ea. Ținând multe pudre una lângă alta, se mai duc când le iau pe fiecare, se duce scrisul, na, mă rog, nu sunt vechi. Ok, aici am o pudră compactă, din câte se poate observa. La fel, nuanța era 001, dar nu se mai vede. Ok, am și această pudră de la Ingrid Cosmetic, de-abia am achiziționat-o acum 2 săptămâni, nu știu să vă spun prea multe despre ea pentru că nu am folosit-o încă. Ok, nuanța numărul 1, nuanța 1, pudră presată matifiantă pentru față. Ok, și mai am o ultimă pudră tot la Outlet Girl. Asta e nuanța 03 Medium Beige. Asta este puțin mai închisă, dar vara mi se potrivește. Adică e bună. Spre exemplu, în luna august, când mă bronzez cel mai ok. Și cam acestea au fost pudrele mele și partea a doua a videoclipului. Nu uitați să-mi dați un like, un share și să vă abonați la canalul meu. Voi reveni, cred că poate tot astăzi, cu a treia parte, pentru că nu prea am timp săptămâna asta să mai filmez. Și noi ne revedem data viitoare. Pupici cu sclipici! Pa, pa!